fost chemate mai multe persoane pentru a fi audiate în calitate de suspect sau chiar inculpați. N-am mandatul clienților mei și sunt foarte mulți clienți. Până în acest moment pe domnul Borșa nu l-am. Ce spun procurorii că se întâmpla în acest caz? Erau niște afaceri comerciale în care se percepea un comision de către o anumită persoană care nu își îndeplinea obligațiile prevăzute de stat. Dar precizez că cel puțin clienții pe care îi reprezint eu și-au asigurat toate obligațiile, au plătit toate obligațiile față de stat și TVA și impozit pe profit. Și sigur, în această calitate, ei participă la proces, dat fiind faptul că una din persoane de origine din Republica Moldova nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale, se pare, către stat. Nici chiar și domnul Borcea nu va fi reținută și ulterior arestată, dat fiind și faptul că a trecut o mare perioadă de timp din momentul în care faptele se presupune că s-au săvârșit și li se reține de către parchet acest lucru, iar acum, după atâta timp, să presupui că ar fi o problemă cu privire la ele, cred că n-ar fi normal și există o practică unitară atât la nivelul CEDO, dar și a instanțelor din România.